Salutare și bine v-am găsit pe techview.ro. În clipul de astăzi, realizat cu ajutorul prietenilor noștri de la cameredigitale.ro, ne îndreptăm atenția spre o tabletă Windows de 8 inch, denumită WinTab 8, ce vine din partea unui producător foarte puțin cunoscut pe meleagurile noastre românești, adică Odys. Tableta reușește să ne surprindă prin dotări, finisare, materiale și nu în ultimul rând, preț. Din punct de vedere al specificațiilor, se poate spune despre Odys WinTab 8 fără teama de a greși, care are un display cu o diagonală de 20,3 cm sau 8 inch, o rezoluție de 1280x800 pixeli, ideală pentru acest tip de produs și este motorizat de un procesor Intel Atom Quad Core de generație 9, ce poate urca până la frecvența maximă de 1,83 GHz, ajutat fiind de 1 GB RAM DDR3 și de un chip grafic Intel din generația a 7-a, pachet ce oferă tabletei o putere de procesare semnificativă pentru dimensiunile și clasa din care face parte. Am utilizat această tabletă timp de aproape o săptămână, dar nu așa cum v-ați fi așteptat în modul tabletă, ci mai degrabă ca un mini PC, ori de câte ori am avut nevoia să mă deplasez. Datorită faptului că sistemul de operare este Windows 8.1, iar procesorul este un quad-core în ciuda consumului său maxim de 2,2W, tableta Odys WinTab 8, pusă în vânzare de cameredigitale.ro, s-a dovedit a fi un companion perfect pentru vizionarea și răspunsul la e-mail-uri, redactarea și corectarea de documente Word utilizând licența Office 365, valabilă un an, ce este inclusă de către producător, dar și vizionare de filme atât online cât și offline, web browsing, gaming ușor, dar și multe alte activități pe care cu câțiva ani în urmă le puteam realiza doar pe laptopuri sau netbook-urile vremi. Poate o să vă întrebați cum a reușit să fac toate aceste lucruri pe o tabletă atât de mică, iar răspunsul stă parțial în faptul că pachetul hardware este suficient de puternic pentru a duce la bun sfârșit cele mai multe task-uri necesare de desfășurarea activității de zi cu zi, dar și datorită adăugării unor accesorii opționale care au extins cu mult numărul de scenarii de utilizare posibile. Prin urmare, am putut instala cam toate aplicațiile uzuale compatibile cu sistemul de operare Windows 8.1, eu listând ca exemplu VLC Player-ul, Yahoo Messenger, Chrome, Demon Tools și altele. Din punct de vedere hardware, am adăugat chiar înainte de primul boot un card microSD de 16 GB pentru a mări spațiul de stocare a tabletei și am atașat prin cablul OTG furnizat în pachet de către producător un combo de tastatură și mouse ce mi-au permis controlul cu mai mare succes al tabletei Odys WinTab 8, transformând-o astfel într-un adevărat netbook. Mi-ar fi plăcut să văd din partea ei și o ieșire micro HDMI pentru că astfel aș fi reușit să o atrasez și la un monitor și să o transform într-un veritabil workstation office, dar din păcate un astfel de port lipsește. Din punct de vedere al construcției, calitatea și grija la detalii germană este cât se poate de vizibilă, chiar dacă ne este clar tuturor că asamblarea unui astfel de dispozitiv nu se poate face decât în China, la oaltă cu toate celelalte dispozitive de pe piață, însă asta nu îi împiedică pe cei de la Odys să obțină o finisare perfectă a produsului, o plasare impecabilă a porturilor și să aducă chiar și mici inovații butoanelor de control ale dispozitivului, care sunt accesate în acest fel foarte ușor. Bineînțeles, pentru că Odys WinTab 8 este în primul rând o tabletă ce poate fi transformată ușor într-un netbook, fie vorba între noi utilizând doar o mini tastatură pe Bluetooth, accesul la magazinul de aplicații pentru dispozitive cu sistem de operare pe Windows este facil de îndată ce vă înregistrați cu un cont de e-mail, acțiune ce facilitează instalarea și accesarea obișnuitelor aplicații și joculețe specifice unei tablete. Ca și concluzie, Odys WinTab 8 este fără îndoială una dintre cele mai bine realizate tablete de 8 inch pe care am avut plăcerea să o testez până acum, luând seama desigur și la prețul la care se comercializează la această oră pe cameredigitale.ro. Pentru cei interesați, voi atașa la finalul acestui videoclip atât pe Facebook cât și pe YouTube link-ul care vă poate duce către pagina produsului pe magazinul online cameredigitale.ro, acolo de unde poate fi achiziționată la un preț, zic eu, cât se poate de corect. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne acordați un like și un share, iar noi vă spunem până data viitoare toate cele bune!